Bună ziua, sunt Luciu Ardelean și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Băieții lui Căprărescu sunt pe val. Ultimele meciuri au adus și o promovare în clasamentul diviziei D. Unirea Fotbal Sân Nicolaul Mare este ocupant al locului 9 și în urcare. Anul școlar 2013-2014 a fost oficial deschis. Data de 16 septembrie, motiv de bucurie pentru tineri, părinți și profesori. Zi importantă pentru orașul Sân Nicolaul Mare. Data de 20 septembrie 2013 va intra în analele orașului ca zi în care castelul Naco este oficial în posesia localității. O parte din castelul Naco a fost răscumpărată. Coproprietarii a un sfert din clădire au fost despăgubiți cu suma de 140.000 de euro. Acoperirea acestei sume și pe viitor cea reamenajării și recondiționării castelului a fost posibilă doar prin accesarea de fonduri europene. Proiectul Crearea de noi obiective turistice prin reabilitare și cultură face parte din programul de finanțare european numit Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. În urma acestui proiect, Sân Nicolaul Mare a dobândit suma de 800.000 de euro. Despăgubirea coproprietarilor a fost posibilă doar datorită muncii depuse de Biroul de Proiecte Europene din cadrul primăriei, care au reușit printr-un program de finanțare european să aducă banii necesari pentru a acoperi aceste cheltuieli. Crearea de noi obiective turistice prin reabilitare și cultură este un proiect amplu realizat în colaborare cu localitatea Morahalom din Ungaria și Sân Nicolaul Mare. În primul rând, este emblematică pentru Sân Nicolaul această clădire, acest castel, fiindcă reprezintă o moștenire din partea unei familii a grofului Naco, ce a lăsat ca moștenire multe clădiri și istorice la momentul acesta. Sentimental mă leagă de actuala clădire de care pomeniți, funcționa fosta Casa Pionierilor și erau tot felul de activități specifice vârstei și epocii respective. Bineînțeles că după Revoluție s-au schimbat datele problemei, încet încet misterul învățământului la vremea respectivă încet încet și-a luat mâna și respectivele activități nu au mai avut loc. În primăria practic și-a desfășurat activitatea în aproximativ jumătate din castel, partea de care pomeneați a rămas închisă, într-o stare, să zic așa, latentă, ușor de degradare. Bineînțeles că s-au făcut lucrări de reparații, nu puteam să lăsăm de izbeliște în buricul târgului o astfel de clădire și încet încet ne-am pomenit cu, așa zis, și urmași moștenitori ai fostei familii Naco, ce solicitau o cotă parte din castel. Astăzi chiar pot să zic o dată istorică pentru Sân Nicolaul Mare, 20 septembrie 2013, s-a semnat de către părți, respectiv moștenitorii și primăria orașului Sân Nicolaul Mare, în prezența notarului, desplătirea și respectiv punerea în posesie integrală a castelului Naco. Suma de bani pe care am avut este un lucru foarte important de menționat, provine din fonduri europene, deoarece avem un important birou de funcționari care își fac treaba foarte bine în cadrul primăriei, ce au scris un proiect comun cu o localitate din Ungaria, Morahalom, și care se referă strict la probleme de genul ăsta. Moștenitorii de drept ai urmașilor grofului Naco s-au lăsat ușor așteptați și, bineînțeles, în decursul timpului au și pus unele piedici autorităților locale. A durat mai bine de un an de zile și nu au fost ușoare, în sensul că noi între timp am debranșat un cartier de la centrala termică centralizată ce furniza o zonă de blocuri din ce furniza gen termic pentru zona Republicii și era și castelul afectat de acest lucru. Bineînțeles, ca exemplu, ne trebuia acceptul proprietarilor cotei părți din castel pentru a branșa castelul la rețeaua de gaz și n-am avut acceptul lor. Chiar nu pot să înțeleg de ce și nici nu vreau să fiu malițios să comentez acest lucru. E păcat că ne bate Iana la ușă și nu o să putem să brașăm castelul la gaz ca să facem o centrală termică proprie.
Referitor la partea bănească, să zic așa, mi-au părut puțin, cum să zic, au avut niște cereri, niște solicitări puțin, hai să le zic, aberante, pentru că ne solicită o chirie pe mulți ani în urmă, fapt care putem să-l dovedim că nu am folosit castelul, partea lor de castel, și chiar am făcut niște lucrări de reparații de care am amintit și nu au vrut să ajungă la niciun compromis. Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 cuprinde mai multe elemente. În ceea ce privește orașul Sâncolaul Mare, ca principal punct în cadrul acestui program de finanțare a fost răscumpărarea castelului Naco, iar mai apoi reabilitarea acestuia, devenind astfel punct turistic de atracție internațional. Cele două localități, Sâncolaul Mare și Morahalom din Ungaria, vor forma în urma reabilitării a două clădiri istorice, castelul Naco și o clădire din localitatea ungară, un circuit turistic ce va duce la dezvoltarea culturală. De asemenea, în aceste două clădiri ce urmează a fi recondiționate, se urmărește păstrarea tradițiilor prin cultură și artă și se vor desfășura diferite activități de interes public. Spitalele mizere din România vor fi închise. Peste 90% din unitățile medicale românești nu îndeplinesc standardele cerute de Uniunea Europeană. Începând cu 2015, spitalele neacreditate nu vor mai primi bani de la stat și astfel riscă ca porțile lor să stea închise. Specialiștii spun că procesul este unul greu pentru că starea multor unități sanitare este precară. La nivelul orașului, lucrurile privitoare la acest subiect sunt puțin schimbate. Spitalul orășenesc a fost acreditat. Reforma în sistemul sanitar românesc este, cum bine știm, precară. Spitalele, pentru a funcționa începând cu anul 2015, trebuiesc acreditate. Această acreditare presupune un lung șir de îmbunătățiri pentru centrele vizate și, bineînțeles, o bună colaborare între personalul angajat în instituție și pacient. În orașul nostru, procesul de acreditare a spitalului a luat sfârșit. Teama de a ne închide porțile începând cu 2015 nu mai există. Spitalul orășenez din Sâncolaul Mare a fost acreditat. Acest proces a demarat anul trecut, în urma legislației care a intrat în vigoare, în sensul că toate spitalele până în anul 2015 vor trebui acreditate, deoarece fără această acreditare nu vor mai putea încheia contracte cu casele de asigurări, fapt care va duce la o nefinanțare totală a tuturor spitalelor. Acest proiect de acreditare l-am demarat, cum am spus, anul trecut. Se bazează pe trei piloni, pe managementul calității serviciilor, pe organizarea serviciilor de îngrijire a pacienților, precum și pe îmbunătățirea și respectarea practicilor medicale. Reușita pentru această performanță se datorează bunei colaborări între Consiliul Local și întregul personal angajat al spitalului, de la manager până la infirmiere. Pe această cale le-aș mulțumi în primul rând celor din Consiliul Local, deoarece au fost receptivi la apelul meu pentru a demara acest proces. Au suportat taxa per pat, care a fost în sumă de 240 de roni, ori 135 de paturi cât are spitalul nostru, nu a fost o sumă de neluat în seamă, iar restul cheltuielilor impuse de acest proces de acreditare a fost suportate din bugetul propriu al spitalului. Aparatura de ultimă generație, personalul medical amabil, specialiști care colaborează între ei, pacienți care nu stau câte doi în pat și organizare bine pusă la punct nu sunt condiții desprinse dintr-un film, ci sunt reguli pe care spitalele de la noi trebuie să le respecte pentru a fi acreditate și pentru a putea beneficia de finanțare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate începând cu anul 2015. Creștinii de rit ortodox sărbătoresc pe data de 14 septembrie Sfânta Cruce. În această zi amintim de două evenimente majore. Prima este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie în anul 335 și totodată aducerea Sfintei Cruci de la Perș
păgâni în anul 629 în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Însă Nicolae Mare, creștinii s-au adunat la slujbă pentru a sărbători solemn această mare semnificație. Este zi în care, cu voie dumnezeiască, un fapt istoric se petrece în anul 326, când împărăteasa Elena împreună cu tânărul său fiu Constantin cel Mare înalță la Ierusalim Sfânta și Dumnezească Cruce. Este ziua înălțării Sfinte și de viață Făcătoarei Cruci, zi în care creștinii se îndreaptă către biserică și prin acest semn al Sfintei Cruci încercăm să ne înarmăm cu cea mai mare, cea mai grea și cea mai folositoare armă împotriva tuturor intemperiilor și tuturor greutăților care apar în lume. Sfânta și de viață Făcătoare Cruce este semnul pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a răstignit, este arma pe care ne-a lăsat-o nouă împotriva diavolului și este semnul creștinilor pe care Fiul omului îl va arăta la parusia Domnului sau la a doua venire pe norii cerului. Semnul Sfintei Cruci a rămas pentru noi astăzi într-adevăr o armă, așa cum am spus. De ce o armă? Pentru că nu ne apără, nu este o armă albă, ci este o armă împotriva tuturor ereziilor, împotriva tuturor greșelilor și împotriva tuturor actelor care vin să ne scoate pe noi în extremitatea legii dumnezeiești. Și prin semnul Sfintei Cruci trebuie să știm că nu este adevărată idolatrie, așa cum spune, și semnul Sfintei Cruci este altarul de jertfă pe care Hristos l-a sfințit cu însuși sângele său. Ziua de 14 septembrie, când clopotele răsună, când glasul din Sfintele Altare ale preoților ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la acea cruce părăsită pe care de multe ori creștinii de astăzi trec pe lângă ea fără ca să se însemne cu semnul Sfintei Cruci și de data aceasta ne cheamă la o recomemorare istorică când i-a găsit atunci la Ierusalim, are repercursiuni până astăzi, ca noi nu trebuie să parcurgem atâta și atâta drum, nu trebuie să ne obosim pentru a găsi Sfânta Cruce, ci trebuie doar atât, să o înălțăm în fața noastră, să o înălțăm în sufletele noastre, pentru că așa cum se striga atunci Kyrie Eleison, Doamne miluiește, așa să strigăm și noi astăzi, ca acest semn, ca acest altar de jertfă, să rămână de-a pururi în viața și în sufletele noastre prin care să ne putem mântui. Înălțarea Sfintei Cruci se sărbează cu post pentru că ea ne aduce aminte de patimile și de moartea Mântuitorului. Ocrotitorul Banatului Iosif cel Nou de la Partoș este sărbătorit în fiecare an la data de 15 septembrie. Date despre acest sfânt ierarh sunt foarte sărace. Unii spun că s-ar trage dintr-o familie de valahi din părțile Dalmației, alții dimpotrivă îl consideră un localnic. De tânăr s-a închinoviat în mănăstirea Pantocrator din muntele Athos, fiind călugărit sub numele Iosif în locul celui de Iacob primit prin taina Sfântului Botez. Îndeplinește cu aleasă râvnă mai multe ascultări, printre care și cea de preot slujitor în câteva mănăstiri atonite. În anul 1650, cu binecuvântarea patriarhului din Constantinopol, deși foarte înaintat în vârstă, a fost rânduit mitropolit al Timișoarei. Iosif cel Nou de la Partoș, deși a slujit puțini ani, minunile și faptele sale sunt semnificative. A pus rânduială în viața bisericească, a hirotonit preoți și mai ales a întărit în ortodoxie pe credincioșii bănățeni. Duminică, 15 septembrie, biserica noastră ne cheamă la o bucurie în care ne aducem aminte de marele ierarh bănățean, Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotorul Banatului, cel care a stat în scaun de ierarh doar 5 ani de zile și cel care în perioada de viață și perioada cât a fost ierarh a făcut nenumărate minuni. Una dintre marile minuni de care biserica își aduce aminte, de care credincioșii
O mare parte din ei cunosc așa ceva. Se spune foarte clar că odată fiind la Sfânta Liturghie și cineva i-a adus la cunoștință în timpul liturghiei că undeva într-o parte a Timișoarei a luat foc, Iosif de la Partoș, mitropolitul Timișoarei, a luat Sfintele Daruri în mână, a ieșit cu ele, a traversat cu ele toată catedrala, a ajuns pe scările catedralei, a ridicat Sfintele Daruri cu cele două mâini în sus, a îngenunchiat și a privit în sus și a început să se roage. Se spune că minune dumnezească s-a produs atunci, când după câteva clipe de rugăciune, Dumnezeu a trimis o ploaie exact în acea parte a Timișoarei unde a fost incendiu. Sunt legate de numele mitropolitului Iosif de la Partoș nenumărate minuni, cu vindecări, cu tămăduiri, a oamenilor bolnavi, a copiilor, a tuturor celor care într-adevăr cred în puterile mitropolitului Iosif de la Timișoara. Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se purceadă la canonizarea oficială a Sfântului Ierarh Iosif. Acest act s-a săvârșit în zilele de 6-8 octombrie 1956 în Catedrala Metropolitană din Timișoara, unde i-au fost așezate Sfintele Moaște spre a fi cinstite cu toată cuviința de către credincioși și creștini. Moaștele, în totalitate, a Metropolitului Iosif de la Timișoara, se află depuse astăzi în catedrala noastră metropolitană. Cei care doresc și cred că toți din această parte de vest a țării, din partea noastră a Banatului, cunoaștem că moaștele mitropolitului Iosif nu se mai află la Partoș, unde au fost o vreme, ci astăzi sunt în catedrala metropolitană și toți cei care dorim să ne atingem de moaște, putem să o facem. Prăznuirea lui Iosif cel Nou de la Partoș se face în ziua de 15 septembrie a fiecărui an. În această zi a fost trecut în calendar precum și în slujba din Minei. S-a alcătuit apoi un frumos acatist în cinstea sa în care îi sunt preamărite virtuțile și viața sa fără de prihnă. Nu peste mult timp, în anul 1965, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a hotărât ca numele lui să fie introdus în calendarele și slujbele acestei biserici surori, ca mărturie, venerație de care se bucură în întregul Banat și chiar în afara lui. Emoții și lacrimi pe obrajii micuților care, începând cu data de 16 septembrie, au intrat pentru prima oară într-o clasă. Caietele au fost copertate, cărțile scoase din rafturi și șterse de praf, ghiozdanele purtate pe umerii celor care, începând de luni, nu mai pot dormi până târziu, au fost încărcate cu noile cărți primite. Anul școlar 2013-2014 a început, iar profesorii sunt dornici de a-i modela cât mai bine pe tinerii învățăcei pentru un viitor strălucit. Deschiderea de an școlar a fost stabilită pentru data de 16 septembrie, iar în Sniculaul Mare, primarul, împreună cu oficialitățile din cadrul primăriei și un prohod de preoți, au fost alături de tineri, părinți și profesori. Am participat la deschiderea anului școlar la fiecare școală din Sniculaul Mare. Așa cum am spus, sunt bucuros că sunt condiții bune pentru desfășurarea activității în fiecare școală și grădiniță din Sniculaul Mare. Le-am urat dascălilor multă putere de muncă și multă răbdare, pentru că sunt convins că ceea ce fac nu este un lucru ușor. Elevilor le-am urat mult, mult succes în nou an școlar, mult succes la învățătură, dar și la activitățile extrașcolare, activitățile sportive. Și, bineînțeles, așa cum am spus, sunt bucuros că nu sunt probleme majore la Sniculau în ceea ce privește învățământul și le-am reamintit părinților și elevilor că, în continuare, așa cum s-a obișnuit, transportul școlar pe raza orașului se continuă pentru elevi, având în vedere că sunt elevi care trebuie să vină și de la 3 km distanță pe jos. De când sunt primar, de 5 ani de zile, am organizat 5 trasee la nivelul întregului oraș cu transport gratuit pentru toți elevii și, bineînțeles, și pentru cei mici de grădiniță care vin la dimineață la acea oră 8, înspre școală și de la școală înapoi. Și cred că este un avantaj pentru ei, deoarece întotdeauna, în fiecare dimineață, autobuzele sunt pline cu elevi și poate și prin această metodă încercăm cumva să-i încurajăm și să-i aducem cât mai mult spre școală. Urările și gândurile bune au venit și din partea reprezentantului Bisericii Creștine Ortodoxe.
pentru faptul că este început de an școlar, să doresc tuturor, celor mici, celor mari, cadrelor didactice, părinților, multă sănătate, putere de muncă pentru că este un an nou, un an în care cu toți gândim să începem într-un bine, într-o lauda lui Dumnezeu și a tuturor puterilor și poruncilor sale. Doamne ajută! De menționat că începutul de an școlar pentru generala numărul 1, Teodor Bucurescu, coincide și cu numirea unui nou director de școală care promite o evoluție atât pe plan educațional cât și colegial. Sunt ce să vă spun, nici eu n-am aflat motivele pentru care a fost schimbată, doar bănuiesc că a fost schimbată datorită faptului că pe parcursul acelui an în care a fost directoare n-a făcut mai nimic pentru școala generală numărul 1. Au fost nenumărate voci care nu au fost de acord cu ea și cu activitatea desfășurată în cadrul școlii generale numărul 1. Sigur că printre aceste voci au fost dascăli, colegii de școală. Discuții am avut chiar și în cadrul Consiliului Local, am dezbătut activitatea și modul în care a încercat să gestioneze problemele școlii generale numărul 1. Și bineînțeles, inclusiv eu am avut câteva intervenții, câteva referate făcute la inspectoratul școlar, încercând să sesizez și să încercând să corectăm lucrurile care nu au fost chiar în regulă în cadrul acestei școli. Sincer, mă bucur că a fost făcută această schimbare și consider că această schimbare este o schimbare benefică pentru școala generală numărul 1. Noua doamnă directoare Zăvoianu, care a fost numită, așa cum am spus, la începutul acestui an școlar, este o doamnă profesoară care este de foarte mult timp în învățământul din Sfântul Nicolau și din școală, cunoaște foarte bine problemele care sunt acolo și, sincer, cred că a început cu dreptul acest început de an școlar, având în vedere că deja împreună cu noua directoare am reușit să deblocăm anumite probleme destul de grave care le aveau la școala generală numărul 1 și îmi pun mari speranțe în continuare într-o bună colaborare și asta doar în folosul școlii. Ceea ce este foarte important de reținut, tot legat de școli și de grădinițe, este faptul că sunt total dezamăgit, că nici până astăzi n-am primit un răspuns de la Ministerul de Finanțe, de la cei care au împărțit bugetul școlilor în acest an pe cele 4 trimestre și, din punctul meu de vedere, o împărțire incorrectă, pentru că în trimestrul 4 școlile au 47% din bugetul pentru anul 2013 alocat în trimestrul 4. Astfel am fost puși în situația în care câteva școli erau în pericol și grădinițe de a fi debranșate de la gaz, de a fi debranșate de la energia electrică. Până acum am reușit să gestionăm și chiar la școala generală numărul 1, așa cum am spus, am finanțat din bugetul local peste 18.000 de lei noi, peste 180 de milioane vechi, pentru a plăti factura de gaz, pentru ca școala să nu fie debranșată. Iar în condițiile în care ar fi fost debranșată, cred că nici până în decembrie n-am fi avut căldură, având în vedere că e o documentație destul de stufoasă pentru rebranșare și în afară de achitarea datoriei, este obligatorie constituirea unui fond de garanție la dispoziția EON Gaz pe parcursul a 2 ani de zile. Mă bucur că am reușit să deblocăm acest lucru, mă bucur că a fost un început de an școlar bun la Sfântul Nicolau Mare în condiții bune și civilizate și așa cum am spus, sper ca pe parcursul acestui an școlar să avem acea bună colaborare pe care mi-o doresc cu conducătorii acestor instituții de învățământ din oraș și, cum am spus și mai devreme, în folosul învățământului, în folosul elevilor la nivel de oraș. Începutul fiecărui an școlar este întotdeauna încununat cu emoții, lacrimi și bucurie din partea micuților, părinților și deopotrivă a profesorilor. Sfântul Nicolau Mare se extinde. În decursul anilor, primăria împreună cu Consiliul Local au demarat mai multe proiecte de extindere. Astfel, în cartierul Satul Nou au fost pregătite spre a fi concesionate nu mai mult, nu mai puțin de 70 de locuri de casă. Momentan au fost date în folosință 35 de locuri de casă, iar rezultatele se și pot vedea. În cartierul nou de case din Satul Nou se lucrează de zor și se aduc îmbunătățiri constant. Iar 19 septembrie 2013 s-au scos la licitație 16 locuri de casă în planul urbanistic zonal Satul Nou, în vederea construirii unor locuințe familiale. Pe viitor avem
tot în plan urban și zonal, mai avem încă 25 de locuri de casă care vor fi scoase la licitație. După ce vom executa drumurile în zona respectivă, vom extinde rețelele de apă, canal și precum și rețeaua electrică. În zona respectivă, Primăria Sfântul Nicolae Mare a extins rețeaua electrică, a executat lucrări de construire a drumurilor, s-a făcut un drum de piatră în continuarea străzii Subici și vor începe lucrările de extindere a rețelei de apă. Cei interesați pentru obținerea unui teren în Puz au nevoie de următoarele documente: certificat fiscal de la finanțe, certificat fiscal de la primărie, o adeverință de venit de la locul de muncă și o copie după buletin. O serie de demersuri trebuie îndeplinite în urma obținerii unui astfel de teren. Concesionarul unui loc de casă, indiferent că e în Puz sau în alte zone ale orașului, are următoarele obligații. În termen de 3 luni de zile, trebuie să obțină certificatul de urbanism de la primărie, în termen de 6 luni de zile trebuie să obțină autorizația de construire de la primărie, iar în termen de 2 ani de zile trebuie să aibă casa construită în roșu, respectiv să aibă casa întăbulată. După întăbulare, proprietarul construcției și concesionarul terenului poate solicita în orice moment cumpărarea terenului aferent construcției. Cumpărarea se face în următoarele etape. Concesionarul solicită cumpărarea, un evaluator angajat de Primăria Sfântul Nicolae Mare evaluează terenul respectiv, concesionarului îi se comunică prețul, iar dacă acesta este de acord, raportul de evaluare ajunge în ședință de Consiliu Local. Domnii consilieri ai orașului Sfântul Nicolae Mare aprobă sau nu, pentru că vreau să vă spun, Consiliul Local Sfântul Nicolae Mare este considerat proprietarul terenului până la cumpărare. Ei au dreptul să aprobe sau nu prețul evaluării, iar după aprobare concesionarul poate să-și cumpere terenul aferent construcției. În funcție de solicitările cetățenilor, Primăria Sfântul Nicolae Mare va încerca pe viitor să aloce și alte parcele celor interesați. Pe lângă cartierul nou format din satul nou, este vizată și zona Victor Babeș, unde ar putea fi distribuite aproximativ 70 de locuri de case. În județul Timiș sunt vizate următoarele investiții: 7 stații noi de epurare a apelor uzate, 3 stații noi de tratare a apei potabile, extinderea și reabilitarea sistemelor de canalizare și a rețelelor de alimentare cu apă. Localitățile incluse în proiect sunt Timișoara, Sfântul Nicolae Mare, Jimbolia, Deta, Buziaș, Gătaia, Recaș, Făget, Ceacova, Săcălaj, Sfânt Mihaiul Român și Udvin. În urma investițiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea noastră va crește considerabil, iar calitatea serviciilor prestate se va conforma cerințelor Uniunii Europene. În Sfântul Nicolae Mare, la finalizarea acestui proiect, 80% din localitate va fi legată la rețeaua de canalizare. Avem câteva străzi importante din oraș care sunt în curs de finalizare. Strada Eftimie Murgu are termen de finalizare în 25 ianuarie 2013, Nufărului în 28 ianuarie 2013. Străzile adiacente străzilor principale, cum este Eftimie Murgu, Crișan, Nufărului, s-a încercat, ca să evităm multe probleme, să executăm branșamentele la conducta principală din străzile adiacente, având în vedere că strada Eftimie Murgu este în curs de finalizare, s-au început lucrările și, din câte știu, săptămâna viitoare se vor încheia pe străzile care intersectează Eftimie Murgu, respectiv Caragiale, Popovici, Porumbescu. La fel se procedează și cu strada Crișan. Vreau să vă spun că strada Eftimie Murgu și strada Crișan urmează să fie asfaltate din celălalt proiect, din proiectul de reabilitare a infrastructurii urbane a orașului Sfântul Nicolae Mare, motiv pentru care au fost considerate prioritare. Se vor finaliza lucrările și pe strada Șincai săptămâna viitoare și pe strada Accente Sever.
Proiectul ce vizează reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canal va dura până la finele anului 2014. Până atunci, atât cât vremea ne mai permite, lucrările de reabilitare vor continua. În paralel se lucrează la un proiect care este finanțat de SECE Aquatim, Rezervorul de apă și canal din orașul nostru. Este vorba de înlocuirea conductei de apă, extinderea și înlocuirea conductei de apă pe strada Crișan și strada Caralui Traian. Pe strada Crișan lucrarea este gata, pe strada Caralui Traian s-a început săptămâna trecută și lucrările sunt în curs de desfășurare. În două săptămâni ar trebui să fie finalizate. O altă lucrare de înlocuire a conductei de apă s-a desfășurat pe strada Republicii, acolo unde noi avem în curs de desfășurare proiectul cu cele 42 de locuri de parcare. Acolo furnizorul de apă și canal din orașul nostru a înlocuit conducta existentă cu o conductă nouă din PVC. Marile proiecte realizate din fonduri europene își continuă traseul. Reabilitarea conductelor de apă și canal, proiectul pentru pavarea și asfaltarea străzilor sunt o prioritate pentru oraș, motiv pentru care se lucrează în mai toate cartierele. Urmărim știrile din sport! Băieții lui Căprărescu sunt pe val. Meciul disputat acasă sâmbătă 14 septembrie împotriva celor de la CS Dumbăvița, ocupanta locului 4 în clasamentul diviziei D, a adus pe tabela de marcaj scorul de 0-0. Motiv de bucurie, deși tinerii sunt miclăușeni și ar fi dorit să poată marca. Lucru săvârșit miercuri pe terenul celor de la Jimbolia, unde Unirea S. Nicolaul Mare a reușit încă o victorie împotriva gazelor, scor final 0-3 și încă 3 puncte în clasament. Albalbaștii sunt miclăușeni au reușit după un meci remarcabil să fructifice multele faze la poartă și să se întoarcă acasă din deplasarea de la Jimbolia, unde au întâlnit ocupanta ultimului loc în clasament cu scorul de 0-3. Am avut două meciuri săptămâna asta, nu? Am avut un weekend cu Dumbrăvița. Din nefericire pentru noi n-am putut să-i batem, dar până la urmă este un scor echitabil. Ținând cont că și ei au ratat 11 metri, noi am scăpat de două ori singur cu portarul, n-a reușit să marcăm, nu este o noutate pentru noi, se întâmplă la fiecare meci. 0-0, zic eu, una peste alta meritată. Miercuri am fost la vecinii noștri de la Jimbolia, o echipă tânără, o echipă de copii, am plecat acolo cu mari speranțe să câștigăm, s-a realizat obiectiv, am câștigat 3-0, ba mai mult am ratat și un penalti la 3-0, minutul 85. Jocul nu a fost chiar atât de concludent, dar ținând cont de faptul că a fost în cursul săptămânii și toți veneau ba de la serviciu sau faptul că nu suntem încă în stare să jucăm meciurile astea din intermediară, și-a pus puțin amprenta, dar bine până la urmă că am câștigat și am urcat un pic în clasament. Am făcut 10 puncte. Golurile au fost marcate de Radu în minutul 38, Tinca în minutul 72 și Galea în minutul 81. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni anunță vreme frumoasă. Zilele vor fi fără precipitații, iar serile vor fi din ce în ce mai răcoroase. Începutul de săptămână anunță temperaturi ce vor oscila între 20 și 24 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar nopțile temperaturile vor ajunge chiar până la 6 grade Celsius. Sfârșitul săptămânii viitoare anunță temperaturi de peste 20 de grade, cerul parțial noros și posibile ploi. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!